Bună, dragi copii! Astăzi am să vă citesc o poveste despre o fetiță drăgălașă, Amelia, și un păianjen înțelept. A fost odată ca niciodată o fetiță frumoasă pe nume Amelia. Într-o zi, Amelia a urcat în podul casei sale pentru a se juca în voie cu jucăriile ei. Din neatenție însă, micuța și-a prins rochița colorată într-un cui ascuțit și-a rupt-o. Când Amelia a văzut că rochița sa preferată este distrusă, s-a întristat și a început să plângă în hohote. Auzind suspinele fetei, un păianjen care era ocupat să-și țese pânza și-a făcut apariția. "Ce ai pățit, draga mea? De ce ești tristă?" a întrebat păianjenul. Amelia s-a uitat la el și a început să plângă și mai tare. "Rochița mea preferată este distrusă! Nu mai pot de supărare!" Atunci păianjenul a zâmbit și i-a spus micuței: "Uită-te la mine! Muncesc atât de mult ca să-mi țes pânza! Am nevoie de multe ore ca să-mi construiesc casa care poate fi distrusă într-o secundă. Ultima casă mi-am construit-o chiar ieri, iar azi dimineață a fost măturată de menajera voastră. Pe moment și eu am fost extrem de trist, apoi m-am gândit, decât să stau supărat, să încep să-mi țes din nou casa. A doua oară precis va ieși mai frumoasă. Așadar, nu mai plânge acum. Mai bine faci cumva să repari rochița. Sigur există o modalitate prin care poți să faci acest lucru. În acest fel, lacrimile tale prețioase nu vor mai fi irosite." Dragi copii, dacă vi se strică o jucărie, o haină, un desen, un plan la care ați lucrat zile întregi, încercați să nu mai pierdeți timpul gândindu-vă la ceea ce ați pierdut. Ridicați-vă, ștergeți-vă lacrimile și începeți din nou să construiți. Cu siguranță, a doua oară va ieși mult mai frumos.